Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. Ce bine ar fi să avem o definiție standard a eșecului. Sunt sigură că găsim foarte multe definiții în literatura de specialitate când vine vorba de asta. Însă aș zice aici mai degrabă că fiecare dintre noi avem o proprie definiție a eșecului și cred că fiecare dintre noi ne definim acest eșec pornind de la, noi le zicem în psihologie, darurile noastre de creștere, adică locurile în care noi încă mai avem de lucru cu noi înșine. Și atunci, de cele mai multe ori, avem tendința de a evalua ceva ca fiind un eșec în zona sau în direcția în care eu încă mai am de lucru cu mine însă. De exemplu, dacă o dorință mare pe care o am este să reușesc din punct de vedere profesional și sigur am niște pași ai reușitei mele, dacă acolo eu simt că nu performez, voi tinde să evaluez asta ca fiind un eșec. La fel de bine, o altă persoană poate să perceapă eșec ca fiind, de exemplu, o relație care se încheie. Deci cred că fiecare dintre noi avem niște mecanisme acolo în spate, niște motoare care ne duc la a evalua eșecul pe mai multe planuri ale vieții noastre, dar fiecare dintre noi avem un loc în care simțim că avem nevoie să creștem mai mult decât în altele. Și cred că de aici și definiția aceasta personală a eșecului și a faptului că, apoi bine, putem să vorbim foarte mult despre istoria personală a fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi evaluăm eșecul pornind de la ceea ce am văzut în familia de origine, în locul de unde noi venim, ce a însemnat pentru ei eșec și de la chestii foarte subtile de altfel. Știi, cum îi vedeam, când îi vedeam pe ei mei, de exemplu, supărați, nervoși, ei ce percepeau ca fiind eșec? Ei când simțeau că n-au făcut suficient? Și creierul le învață pe toate acestea într-un mod implicit, noi nici măcar nu realizăm asta. Și ne trezim la vârsta adultă, că evaluăm și noi diverse situații ca fiind un eșec, nu pentru că acele situații sunt un eșec, ci pentru că așa am învățat să interpretăm și să evaluăm lucrurile. Suntem evaluați ca indivizi prin prisma bucuriilor și a rezultatelor pozitive pe care noi le aducem. Cumva oamenii ne văd atunci când facem ceva spectaculos sau când facem ceva pozitiv sau când aducem rezultate. Și dacă ne uităm la nevoile centrale ale creierului nostru, dincolo de nevoia de a fi iubit, avem nevoia de a fi apreciat, nevoia de a fi validat, nevoia de a fi văzut. De cele mai multe ori, în interacțiune cu cei cu care creștem, suntem văzuți, validați, acceptați în momentul în care facem ceva bine, în momentul în care obținem niște rezultate. Cea mai mare problemă a parentingului este asta, din păcate, că tindem să-i vedem pe copiii noștri în momentele în care au rezultate bune. Și când spun să-i vedem, nu mă refer neapărat la faptul că avem niște interacțiuni, cine știe cât de intense cu ei, cât mai degrabă că îi validăm în momentul ăla. Minunat, mama, extraordinar. Și nu facem asta pur și simplu pentru că ei există. Și de aici este această interpretare a ceea ce înseamnă succes și a ceea ce înseamnă eșec, pornind de la momentele în care noi primim aceste nevoi. Ne sunt îndeplinite aceste nevoi de validare, acceptare, de a fi văzuți. Dacă pe de altă parte noi am reușit să îi învățăm pe cei cu care noi interacționăm și să ne învățăm pe noi înșine că merităm să fim văzuți și validați în toate momentele vieții noastre și atunci când greșim, nu doar în momentele în care avem rezultate, cred că am vorbit despre sănătate emoțională la cote maxime. În primul rând, cred că nu vorbim pentru că este asociat cu rușine. Ne este rușine să vorbim despre momentele în care greșim, ne este rușine să vorbim despre momentele în care nu ne ies lucrurile, pentru că de multe ori reacțiile pe care le-am primit din mediu sunt fie de lipsa aprecierii, fie de respingere. Și atunci prefer să ascund un lucru care s-ar putea să îmi producă disconfort. Noi nu,
cred că aici ce ne lipsește este cunoștințe sau acceptarea faptului că și în ceea ce privește partea noastră emoțională, zona noastră emoțională, procesele de creștere, procesele de dezvoltare, sunt exact ca în orice proces de învățare. Eu trebuie să înțeleg ce mi se întâmplă și apoi trebuie să învăț cum să mă raportez situației noi. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să trec prin încercare și eroare. Ori încercarea și eroarea înseamnă implicit apariția eșecului. Implicit nu o să-mi iasă anumite lucruri. Dar dacă eu nu am acest mecanism implementat de a învăța că am voie să greșesc, că am voie să încerc, că încercarea în sine vine cu o eroare, ci mai degrabă am acest mecanism care zice o greșeală înseamnă că nu te-ai descurcat, că ceva n-ai făcut bine, în momentul în care greșesc, eu nu o privesc ca pe un proces natural, ci o privesc ca pe ceva ce trebuie ascuns. Pentru că mi-este jenă, pentru că mi-e rușine, pentru că mă tem de evaluarea socială. Inevitabil aceasta va apărea, noi trăim în comunitate, oamenii se uită, oamenii interpretează, oamenii evaluează, vor să știe ce pot face astfel încât ei să se simtă în siguranță. Și avem această tendință socială de a crede că dacă tu ai greșit, e ceva neregulă cu tine și dacă e ceva neregulă cu tine, eu nu mă simt în siguranță în relație cu tine. Și atunci tind să resping asta. Ori dacă cu toți am avea această perspectivă a eșecului ca fiind o bucățică importantă din procesul de învățare, cred că nu l-am mai ascunde atât de des și ne-ar fi mai ușor să vorbim despre el. În primul rând, eșecul este cauzat de un proces natural. Nu am cum să mă nasc știind toate lucrurile. Nu am cum să cunosc tot ceea ce se întâmplă. Inevitabil, orice lucru voi începe să fac va veni cu un eșec, cu o greșeală, cu o eroare. Și atunci, eșecul este cauzat de felul în care funcționează lucrurile. Dar știi la ce mă gândesc aici? Mă gândesc la faptul că atunci când zici eșec, parcă e mai dureros decât atunci când zici greșeală. Când, de fapt, până la urmă, e același lucru. E o eroare în sistem. E o eroare în proces. Ceva din ce s-a întâmplat acolo n-a funcționat așa cum mi-am imaginat eu. Până la urmă, este o bucățică, cum ziceam și mai devreme, esențială din întregul demers de creștere. Și eu ce am văzut până acum în tot ce înseamnă munca mea profesională și dacă mă uit în interacțiunile pe care le am cu clienții cu care lucrez, lucrând în zona de psihoterapie, inevitabil lucrez cu clienți care trec prin momente dificile din viața lor, care ajung în demersul terapeutic, dacă ar fi să spunem, într-un context de eșec. Nu le-a ieșit o relație, n-au reușit din punct de vedere profesional și primul lucru pe care îl facem acolo este să reînvățăm ce înseamnă eșecul. Să reînvățăm perspectiva asupra eșecului. Până la urmă, inevitabil se va întâmpla asta. Inevitabil vom greși. De ce să nu normalizăm asta? De ce să nu spunem că face parte din noi înșine, din felul în care funcționează, din natura umană? Până la urmă, și dacă ne uităm la natură, se produc erori, e normal, dar la fel de bine se produc reparații. Vezi că asta nu avem. Nu avem libertatea asta de a repara ceva atunci când se strică sau când se greșește. Eu am o perspectivă în psihologie pe care o folosesc foarte des, am împrumutat-o din cultura japoneză. Ei spun că în momentul în care ai un vas de ceramică, o ceramică foarte fină pe care ai pictat-o, și spargi vasul respectiv, dar apoi îl lipești cu lipitură de aur, vasul respectiv este mult mai valoros decât cel inițial. Dar pentru asta avem nevoie să avem abilitatea asta de a repara cu lipitură de aur și de a nu lăsa cioburile alea acolo. Vasul poate să fie mai valoros dacă îi oferim această ocazie. De asemenea, noi spunem în relații, de fiecare dată când se produce o ruptură, cel mai valoros lucru pe care putem să-l facem este să construim o reparație, o punte peste ruptura respectivă. Cu cât facem asta mai des, cu atât e mai ușor să construiești o punte peste o ruptură mică decât să tot lași să se adâncească. Și la un moment dat nu o să ai resurse să construiești un pod peste o prăpastie. Și atunci cred că asta este ceea ce am avea nevoie să vedem când vine vorba de eșec. Eșecul în sine poate să fie atât de valoros. Dacă îi oferim ocazia să fie valoros, dacă îl vedem ca pe un proces de creștere și nu ca pe ceva ce ne costă sau ne dărâmă sau ceva ce nu are întoarcere, nu are cale de întoarcere. Și aici facem legătură și cu flexibilitatea de mai devreme, că pentru asta avem nevoie de flexibilitate mentală și studiile din psihologie asta ne arată, că adaptabilitatea și abilitatea noastră de a fi mulțumiți în viața de zi cu zi și de a avea sănătate emoțională ține de capacitatea noastră de a fi flexibili.
din punct de vedere mental. Să văd din ceea ce se întâmplă acolo ce pot să scot, ce pot să fac și să nu o văd ca pe un capăt de drum. Aș răspunde direct da. Dar aș mai spune aici că e esențial cum percepem eșecul. Și noi ziceam și la început, noi vorbim foarte mult în psihologie despre daruri de creștere. Iar eu cred că eșecul este un dar de creștere. Eșecul este ca atunci când simți frică. Știi, când simți frică, creierul îți spune că vezi undeva în jur un pericol. Eșecul sau când greșești, cred că de fapt ce ne arată este că undeva acolo este loc de îmbunătățit. Undeva acolo poate ar merita să te uiți cu mai multă atenție. Poate ar merita să analizezi un pic mai mult lucrurile. Poate ar merita să vezi, dacă n-ai putea să le vezi dintr-o altă perspectivă. Mie îmi place să văd experiența asta ca pe un cub Rubik. Știi că îl tot întorci pe mai multe laturi și tot încerci tot felul de combinații. Nu o să poți să-l rezolvi din prima, decât dacă ai foarte multă experiență. Altfel, tot miști acolo pătrățelele acelea până când la un moment dat rezolvi cubul Rubik. Dacă să poți să-l rezolvi, e important să ai abilitatea asta de a-l întoarce pe toate laturile. La fel este și cu experiența noastră în relație cu performanța, de exemplu. N-am cum să știu din prima, dar dacă am dezvoltată abilitatea asta de a-mi oferi libertatea, cu deschidere și curiozitate, îmi place mie să zic, de a întoarce experiența respectivă pe mai multe laturi, s-ar putea să găsesc o soluție la care nu m-aș fi gândit la început. Dar pentru asta trebuie să învăț să tolerez și eșecul. Și să-mi dau seama că e important. E important să nu-mi iasă din prima. Și simplu fapt că nu-mi iese din prima, deja mi-a oferit o experiență. Deja mi-a oferit o altă perspectivă. Și deja îmi pot gândi, oh, ok, chestia asta nu merge așa, hai să încerc un pic altfel. Cât de trist ar fi să ne iasă lucrurile din prima. Nu cred. Nu cred. Numai dacă pornim de la ce ne spune psihologia cognitivă, asta care se ocupă de procesele mentale. Psihologia cognitivă ne spune foarte clar că cel mai bun mecanism de învățare este acela de încercare și eroare. Deci, până la urmă, dacă vreau să fiu foarte bun într-un domeniu, trebuie să încerc și să greșesc, să încerc și să greșesc. Dacă ne uităm până la urmă la cei mai mari oameni de știință, până când au reușit să descopere un lucru care acum este atât de valoros, unii dintre ei au încercat zeci de ani. Dar au reușit să aibă o variabilă extrem de importantă acolo. Toleranța la frustrare. Au putut să stea în situația respectivă, care este frustrantă, că nu îi iese, și să nu renunțe. Ori în momentul în care eu percep eșecul ca fiind ceva atât de grav, am constant tendința să renunț și să caut altceva și altceva și altceva. Câți dintre noi nu facem asta în anumite perioade ale vieții noastre sau câți dintre noi avem oameni în jurul nostru care tot încearcă tot felul de lucruri, nu pentru că ei n-ar fi buni în ceva, ci pentru că nu reușesc să se confrunte cu nereușitele. Este atât de frustrant să nu-mi iasă ceva, încât am tendința să caut acel loc perfect în care o să-mi iasă toate lucrurile. Asta este imposibil. Pentru a putea să am succes într-un domeniu, trebuie să tolerez faptul că nu-mi iese. Și frustrarea care vine la pachet cu asta. Că de fapt asta este ceea ce mă duce la a fugi de o anumită situație. Nu eșecul în sine, ci faptul că mă doare eșecul. Eu plec dintr-o situație pentru că mi-e greu să suport emoția. Mi-e greu să suport frustrarea sau frica sau rușinea. Și atunci fie ascund, fie găsesc repede o altă soluție, fie reinterpretez eu cumva lucrurile și îi dau, nu știu, o altă perspectivă. Ori dacă am avea această abilitate de a sta să-mi dau seama, stai o secundă, ce mi s-a întâmplat aici? Și să învăț să stau cu emoțiile mele, comportamentul ulterior s-ar putea să nu fie de fugă sau de ascundere, ci să fie de asumare. Cred că aici aș zice mai degrabă faptul că depășim eșecul așa cum depășim orice moment dificil din viața noastră. Iar aici aș avea, este un model în psihologie care mie îmi place foarte tare și este construit de un om de știință care studiază felul în care funcționează sistemele mentale. Și el zice așa, modelul se numește RAIN. El zice așa că în primul rând trebuie să recunoști ce ți se întâmplă. Adică, dacă ar fi să spun ce înseamnă a recunoaște, înseamnă am reușit să-mi povestesc contextul. Momentul acela în care eu zic, stai o secundă, Raluca, ce s-a întâmplat aici? Nu mai hai să facem povestea.
creierului îi plac foarte tare poveștile, mai ales prefrontalului, care se ocupă de rezolvarea de probleme. Îi place tare să audă ordinea lucrurilor, cum s-a întâmplat. Și atunci, recunoașterea înseamnă chestia asta de a construi o poveste, a construi o narațiune. Pasul următor este să accept. Asta e foarte greu. Pentru că acceptarea este de foarte multe ori privită de către fiecare dintre noi ca fiind așa o bătaie pe umăr și zicem, a, acum lasă, nicio problemă, hai, trecem repede. De câte ori nu facem asta, că minimizăm o situație? Numai ca să trecem repede, că nu știm să stăm cu ea. Ori acceptarea înseamnă, efectiv, a zice, păi așa de tare mă enervează chestia asta și nu-mi vine să cred. Eu mi-am dorit atât de tare să-mi iasă lucrurile și nu mi-au ieșit și mă frustrează și mă enervează. Noi zicem așa, numește suferința. În zona asta de acceptare, asta e important pentru că să numești, mă înfurie sau mă tem, mi-e frică sau mi-e rușine, să învăț să-mi spun emoțiile. Apoi pasul al treilea este să investighez, să-mi dau seama de unde vine povestea asta. Pentru că niciodată experiența din momentul prezent nu este numai despre momentul prezent. Creierul uman funcționează pe bază de structuri neuronale. Asta ce înseamnă? Că ceva din ce mi se întâmplă acum se leagă de o grămadă de alte experiențe din trecut. Asta înseamnă că în momentul prezent nu este niciodată numai despre momentul prezent, ci este despre toate experiențele prin care eu am trecut de-a lungul timpului și care au același gust, aceeași experiență emoțională, pe care creierul ce face? Le aduce în momentul prezent. Că de multe ori intensitatea emoțiilor noastre nu vine din ceea ce ni se întâmplă acum. Că rațional noi vedem, dar nu e așa mare chestia asta, de ce mă enervez așa de tare, de ce mă supăr așa de tare? Pentru că în momentul prezent mi se reactualizează toate trăirile din trecut. Ori dacă eu nu reușesc să investighez, ce știm din psihologie este că nu reușim să construim o poveste cu sens, coerentă despre experiența noastră profesională sau relațională. Asta înseamnă că eu nu mi-am procesat alte momente în care lucrurile nu mi-au ieșit așa cum mi-am dorit. Și e extrem de important să fac asta. Și apoi, al patrulea lucru este să nu îți atribui. Asta înseamnă să nu te definești prin eșecul respectiv. Noi avem tendința să facem asta. De ce? Pentru că creierul funcționează pe economie cognitivă. Asta înseamnă că pune etichete. Nu putem procesa tot ce se întâmplă în mediu și atunci punem etichete. Și dacă eu am greșit acum și am greșit și în urmă cu un an și nici cum nu-mi iese chestia asta, înseamnă că eu sunt greșită. Înseamnă că eu nu mă descurc în general cu lucrurile. Ori aici e important să am această diferențiere, să mă desprind de eroarea pe care am produs-o, de greșeala pe care am produs-o și să nu cred că eu sunt o greșeală. Și atunci cred că ăștia sunt niște pași, așa, sigur, e un început de drum, dar sunt niște pași importanți când vine vorba de a înțelege ce putem face într-un moment în care nu ne ies lucrurile așa cum ne dorim. Să iei întrebarea asta. Acceptare. Dincolo de eșec, cred că este acceptare. Acceptarea faptului că avem o imagine de foarte multe ori atât de distorsionată despre noi și despre lume și despre cum ar trebui să funcționeze lucrurile și de cele mai multe ori această imagine ne îndepărtează de noi înșine. Nu stăm cu noi. Ne este frică să stăm cu noi. Și până la urmă normal că n-am învățat, nu ne-a învățat nimeni să facem asta. Dar cred că dincolo de eșec este acceptare. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.